Aș dori ca, încă o dată, din toată inima, cu toții împreună, care în această zi, binecuvântată de Domnul, am ales să fim prezența acasă de Dumnezeu, să binecuvântăm pe Bunul Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Fiul și pe Duhul Sfânt de acum și în veci veci. Amin. Amin. În Cuvântul Dumnezeu găsim o întâmplare în care se spune că într-o zi Domnul Iisus Hristos a dus la scălătoria din Betesda. Și acolo, în locul acela, la această scălătoare, erau mulți oameni bolnavi. Mulți oameni care, în dorința lor de a fi vindecați, stăteau în locul acela, pentru că în locul acela, din când în când, cobora un înger al Domnului care tulbura apa și cel din tâi care cobora în apă, după ce îngerul tulbura apa, era vindecat. Și tot în locul acela, este scris că era un om bolnav de 38 de ani. Și omul acela aștepta ca și el să fie vindecat. Aștepta ca într-o zi și el să intre în apă în locul acela, ca Domnul să-l vindece. Și într-o zi, Domnul Iisus Hristos se duce la această scălătoare în Betesda și se duce la omul acesta bolnav de 38 de ani. Și Domnul Iisus Hristos îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Și omul acesta, știind condiția lui, spune, Doamne, dar eu nu am pe nimeni. Dar Domnul Iisus Hristos nu l-a întrebat lucrul acesta, dacă are sau nu are pe cineva. Și Domnul Iisus Hristos a întrebat, vrei să te faci sănătos? Și omul acesta spune, Doamne, dar nu poți să intri în apă. Și Domnul Iisus nu l-a întrebat nici măcar lucrul acesta, dacă poate sau nu poate să intri în apă. Ci l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? În această dimineață, Domnul Iisus Hristos mă întreabă, vrei să stați la masa mea? Domnul Iisus Hristos mă întreabă, vrei să mâncați în această dimineață din pâine și vrei să bezi de rodul viței? Și de multe ori noi venim la casa Domnului și spunem, Doamne, nu putem. Nu putem să mâncăm din pâine, nu putem să bem de rodul viței. Nu putem să stăm la masa ta. Nu putem pentru că am păcătuit, pentru că am greșit. Nu suntem vremi, Doamne, să stăm la masa ta. Dar Domnul Iisus Hristos nu ne întreabă dacă putem sau nu putem. Ne întreabă dacă vrem. Pentru că dacă vrem să stăm la masa Lui, El este singur care poate face vremnici ca să stăm la masa Lui. Așa cum spunea fratele lui Gacea, Domnul Iisus Hristos este singurul care poate să ne dea păcatul în această dimineață. Doar El poate să ne dezlege în această dimineață, să ne spele, să ne înnoiască, să ne îmbrace cu o haină albă și curată ca să putem sta la masa Lui. Numai Domnul Iisus Hristos poate să facă lucrul acesta. El ne întreabă, vrem să stăm la masa Lui în această dimineață? Vrem să mâncăm din pâine și vrem să venim rodul viței? Numai El poate să ne facă vrednici în această dimineață. Numai Sângele Lui poate să ne spele în această dimineață și să ne facă vrednici să stăm la masa Domnului. Domnul Iisus Hristos nu pune condiții care noi să nu le putem trece. Și ne întreabă dacă vrem să stăm la masa Lui. Pentru că va veni o zi în care fiecare din locul acesta va trebui să plecăm din locul acesta. Și acea zi nu te va întreba dacă stai sau mai stai la masa Domnului. Acea zi nu te va întreba dacă ești pregătit sau nu. În acea zi vei putea să pleci în Împărăția lui Dumnezeu sau nu. Pentru că a fost o zi în viața ta în care ai stat la masa Domnului sau nu ai stat. De aceea Domnul Iisus Hristos, în această dimineață, ne cheamă să stăm la masa Lui. Ne cheamă să bem din rodul viței, să mâncăm din pâine. Pentru că singurul care poate face vreme să stăm la masa Lui este Domnul Iisus Hristos. În pocăință nu e suficient să ai un început bun. Este nevoie ca pocăință să ai un sfârșit bun. Și ca să ai un sfârșit bun, este nevoie ca să lași pe Domnul Iisus Hristos să te ajute să duci pocăința până la capăt. Dacă ne dăm în Cuvântul lui Dumnezeu, îl găsim pe Apostol Pavel, care spune Cuvântul lui Dumnezeu că a luptat lupta cea bună a pocăinței. Și astăzi este Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că a fost o zi în care Apostol Pavel s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, l-a acceptat în viața lui. Și în acea zi Apostol Pavel a luptat lupta cea bună a pocăinței și l-a lăsat pe Domnul Iisus Hristos să-l ajute să-și ducă pocăința până la capăt. Este adevărat că toți avem de luptat o luptă în această viață. Și lupta noastră este cu satana. Lupta noastră este cu firea pământească, care spune, tu nu poți să stai la masa Domnului. Tu nu ești vrednic să stai la masa Domnului. Tu ai păcătuit, tu ai greșit. Tu nu poți să stai la masa Domnului. Dar Domnul Iisus Hristos în această dimineață nu ne întreabă dacă putem, ci ne întreabă dacă vrem să stăm la masa Lui. Pentru că dacă vrem să stăm la masa Lui, Domnul Iisus Hristos este acela care în această dimineață poate să ne ierte păcatul, poate să ne dezlege, poate să ne spele, poate să ne înnoiască, poate să ne curățească și poate să ne dezlege cu haină albă și curată ca să putem în această dimineață sta la masa Domnului. Aș dori ca în această dimineață, fiecare din locul acesta, să privim încă o dată la Domnul Iisus Hristos, care a spus, dacă vrea cineva să aibă viață veșnică, să vină la mine, nu să vină la un om,
nu se vine la o religie, nu se vine la o multă biserică, nu se vine la o multă persoană, ci se vine la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu ne-a învățat pe noi ca să aduce pe oameni la noi. Pentru că nu noi oamenii am murit pentru Domnul, pentru oameni. Nu noi ne-a lăsat sfingere. Nu noi am adus o jertfă pentru noi, dar fără păcat. Și Domnul Iisus Hristos a fost acela care a murit pentru noi, care s-a jertfit în locul nostru, care și-a lăsat sfingere în locul nostru. Și această dimineață, singurul care poate să facă vrednici, să stă la masa lui, este Domnul Iisus Hristos. Dacă ne aduce aminte, odată a fost un munte în Cana din Galileea. Și acolo i s-a terminat vinul. Și oamenii s-au dus la mama Domnului Iisus Hristos și a spus, fă ceva pentru noi. Și mama Domnului Iisus Hristos poate a spus, ce să fac eu pentru voi? Și eu sunt un om ca și voi. Dar știu pe cineva, cunosc pe cineva care poate să vă ajute. Și mama Domnului Iisus Hristos i-a dus la Domnul Iisus Hristos și a spus, să faceți tot ce vă spune El. Acest lucru putem să facem și noi. Noi nu putem să iertăm păcatul, nu putem să iertăm greșeala, nu putem să noim, să spălăm, să dezlegăm, să liberăm, dar putem să facem ceva. Putem să aducem pe oameni la Domnul Iisus Hristos. Pentru că singurul care poate să vindece, să tămăduiască, să dezlege, să spere, să înduiască și să îmbrace cu haină albă, este Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Astăzi, în această dimineață, încă o dată, Domnul Iisus Hristos ne cheamă la El. În această dimineață, fiecare noi avem posibilitatea să venim la Domnul Iisus Hristos. El nu ne cheamă să ne ceară ceva. Pentru că noi nu avem ce să dăm Domnul Iisus Hristos. În această dimineață, El ne cheamă ca să ne ierte păcatul. El ne cheamă ca să ne vindece trupul bolnav și obosit. El ne cheamă ca să ne vindeze familia cu pace și cu speranță. El ne cheamă în această dimineață să ne îmbrace cu haină nouă, cu haină albă și curată. Nimeni nu poate garanta că voi trăi cu o lună ca să iau cele luna viitoare. Nimeni nu poate garanta că voi avea cu viață o altă șansă. Astăzi Domnul Iisus Hristos ne cheamă la cina Domnului. Astăzi Domnul Iisus Hristos ne cheamă ca să stăm la masa Lui, să mâncăm din pâine și să vedem două trubițe. De aceea vă rugăm pe unul fiecare să nu fugim în această dimineață de Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi nu avem unde să ne ducem. Noi oricum nu avem altă cale, nu avem altă șansă. De aceea vă rugăm pe fiecare în această dimineață să venim la Domnul Iisus Hristos și să spunem, Doamne, știm că am păcătuit, știm că am greșit, știm că nu suntem vrednici în această dimineață să stăm la masa Ta. Pentru că noi nu avem o sfințenie de care se facă vrednici, dar știm că sângele Tău în această dimineață poate să ne ierte păcatul, poate să ne curățească, poate să ne dezlege, poate să ne înnoiască, poate să ne îmbrace cu haină albă și curată, ca să ne facă vrednici să stăm la masa Ta. De aceea te rugăm ca Tu să ne ierți. Pentru că dacă în această dimineață de judecare ne putem judeca singuri, de condamnare ne putem condamna singuri, de iertare nu ne putem ierta singuri. Singurul care poate să ne ierte în această dimineață este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Amin. De aceea vă rog să vă ridicați în picioare și cu toată biserica ne rugăm.